pe pagina de Facebook a mănăstirii se arată că luni 23 octombrie 2017 o echipă de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava s-a deplasat la mănăstirea Putna, unde a avut loc o campanie de recoltare a sângelui. Colaborarea începută cu ani în urmă între Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava și mănăstirea Putna s-a fructificat și de data aceasta în recoltarea unei cantități importante de sânge, atât din grupele des întâlnite în populație, cât și din cele mai rare, precum cele cu RH negativ, se arată pe pagina de socializare a lăcașului de cult. Angajații Centrului Județean de Transfuzie au lăudat cabinetul medical al mănăstirii Putna. Cabinetul medical Sfântul Mare Mucenic Pantelimon al mănăstirii a fost foarte frumos amenajat, bine organizat, astfel încât într-un timp scurt am reușit recoltarea 38 de pungi de sânge, a declarat asistentul șef Gabriela Lucanu de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava.